Deși în această seară ar fi trebuit să ieșim de sub codul roșu de caniculă, iată că specialiștii nu ne aduc vești prea bune. ANM a extins și pentru ziua de mâine codul roșu, când temperaturile vor fi de asemenea extrem de ridicate. Cu detalii ni se alătură colega mea, Alexandra Marin. Bună seara, Alexandra, te ascultăm! Bună seara, bun găsit tuturor! Într-adevăr, Administrația Națională de Meteorologie a prelungit atenționarea cod roșu și pentru mâine. Este adevărat, vorbim doar de două județe, Dolj și Mehedinți, unde temperaturile vor ajunge undeva până la valoarea de 42 de grade Celsius, însă nici restul țării nu stă mai bine. Aici vom avea parte de un cod portocaliu de caniculă. Asta înseamnă că vom avea parte de temperaturi cuprinse undeva între 35 și 40 de grade Celsius. Mai norocoși mâine vor fi cei din nordul țării. Aici este în vigoare un cod galben. Se va resimți o ușoară răcire a vremii, iar undeva pe la prânz se pare că își va face simțită prezența și instabilitatea atmosferică, care se va manifesta fie prin intensificare ale vântului, fie prin averse însoțite de descărcări electrice. Așadar, țara noastră mâine va fi împărțită cumva în două, partea de nord cu ploi și partea sudică, unde canicula va fi cu adevărat sufocantă. Astăzi, spre exemplu, a fost cea mai caldă zi din acest an pentru partea de sud-vest a țării, iar meteorologii ne anunță că începând undeva cu cea de-a doua jumătate a săptămânii viitoare, respectiv cu ziua de miercuri, temperaturile caniculare vor reveni. Vorbim aici de temperaturi de peste 40 de grade Celsius și este foarte posibil ca meteorologii să emită pentru a treia oară în acest an codul roșu de caniculă. Momentan acestea au fost informațiile. La revedere! Pentru jumătatea de nord, acolo vor fi mai multe ploi, intensificarea vântului, vijelii, chiar grindină. Acesta este prețul pe care îl plătim pentru această răcorire în partea de nord a țării. Însă în Câmpia Română, în regiunile sudice, de fapt și la începutul săptămânii viitoare, deși temperaturile sunt într-o ușoară scădere, canicula persistă, deci temperaturile se vor situa în continuare peste 35 de grade. Mai mult, datele de acum arată că de miercuri valul de căldură se intensifică din nou și din nou în toată țara vor fi temperaturi în general între 33 și 39 de grade. Foarte probabil vom depăși din nou, vom atinge și vom depăși 40 de grade în vestul și sud-vestul țării.